bani erau înăuntru? Cât au reușit? Bani nu erau o sumă foarte mare, dar ei au presupus că în casa de bani sunt banii copiilor mei care lucrează în Anglia. Ei așa au presupus. Deci, dar, practic, dumneavoastră erați vizați, practic, nu primăria. Eu eram vizat, nu primăria. Am înțeles, dar la dumneavoastră în casa de bani nu s-a găsit sumă mare, pentru că cu o zi înainte se depusese încasările pe luna respectivă, pe toată luna mai. Deci n-au fost orientați. Deci, dacă ar fi venit în altă zi... Dacă ar fi fost în altă zi, probabil găsau o sumă mai mare. Așa au găsit în jur de 30-35 de mii. Auziți? Dar erau puternici. Adică... Sunt specializați în așa ceva. Se ocupă numai cu așa ceva. Deci acum 2 ani de zile i-a spart casa socrului meu. Tot din gașca asta. Au spart multe case în localitatea asta. Multe. Dar le-ați spus polițiștilor pe cine bănuiți? Și cum? Deci cu 2 zile înainte ne-au tăiat fibra optică pe traseu pe undeva de la camerele de supraveghere. Am anunțat polițiștii, șeful de post. Deci au pregătit terenul. Și-au pregătit terenul, da. Dar ei n-au fost siguri că au tăiat foarte bine fibra optică în locul ăla și în noaptea spargerii au mai tăiat-o o dată mai sus. Bine că aia nu mai avea niciun efect. Și au dat și foc ca să ducă tot satul acolo. Și să concentreze toată populația acolo și să lucreze în liniște la primărie. Dar erau mascați când au intrat în primărie? Bineînțeles, mascați, cu mânuși, textile în mâini, pentru că poliția, degeaba e poliție în localitatea Cucu.